Vă ascult. Alo, bună ziua, domnul Oleg. Sunt domnul Ion Da. Ivanov. Sunt de la internat, de la Bălți, la domnul Ioan. Noi vrem să dăm un leac plângere pe lucrătorii noștri și pe directorul nostru. Foarte urât, cum nu se poartă frumos cu noi. Ne bizuiesc foarte tare domnul directorul și lucrătorii. Ia ca cine se duce la domnul director, el spune la bolnavi cum nu-i place, scrie cerere, se ducă după poartă. Că noi pe drept, noi pe voi nu vă ținem. Că plecați de la minister, așa au zis. Domnul director, care are plângere fiecare bolnav se duce la el, el nici nu primește în cabinet, nici nu vrea să vorbească cu bolnavi, domnul director. Și au fost tare mulți bolnavi, ei, 5, 4 bolnavi care sunt la dânsul în cabinet, nici nu vrea să asculte, nici nu vrea să vorbească cu bolnavi. Parcă știi, nu știu cu el. Și lucrătorii tot așa. Avem o soră gospodină, doamna Iulia, foarte greu îmi dau și întrebă este nou. Apă caldă foarte tare, îmi dau greu. Trebuie te rogi până să îmi dai apă caldă, să ne spălăm pe jos sau acolo, tot asudăm și tot trebuie apă caldă, numai decât. Dar și Dar ei, nu ne știu. n-aveți apă caldă la robinet? Avem apă caldă, dar sora gospodină nu dă voie să luăm apă caldă. O spus lui doamna Raia, la sanitarca, că să nu dă la nimeni apă caldă, că lasă, cum, să nu dă, stă în cuiet, să nu dă la nimeni, mai scurt, să nu spele, să nu scalde, dar nu trebuie așa, că S-a întrerupt. Oare de ce? S-o fi terminat internetul, fi oprit internetul, administrația. Urât. Sper că mai sună, dacă nu, o să înțelegem că e cenzură. ce s-a făcut? S-a întrerupt, nu știu de ce, poate v-a întrerupt internetul acolo, nu? Nu sunteți pe Wi-Fi din instituție sau aveți pe telefon. Da, avem la aici pe teritoriu avem internet, avem pe internatul lui avem. Că eu la mine n-am internet acasă, că nu pot să. Că eu v-am sunat și am vrut să ne ajutați pe noi, că aici fac petreceri, fac eminină, fac ziua de naștere, fac lucrătorii. Și se duc, amu, este carantină, e virus, și nu se poate să facă ziua de naștere. Noi nu facem, că noi nu avem cu ce facem, noi mâncăm și de Dumnezeu. Dar ei foarte mult, la un timp, foarte cu noi urât lucrătorii. Și duc la farmacie, cer pentru un sor, să unge picioarele, n-au. Cer o pastilă, tot n-au. N-au pentru noi nimic, dar pentru dânci au tăcele pentru lucrători. Dar pentru noi nu. Și noi nu vrem să ne sfădim, nu vrem să chemi poliția pentru că noi cerem și da, ei nu vor să-mi dea și cerem noi. Și la un timp foarte, foarte urât să lucrătorii cu noi și directorul. Și directorul mai mult ține la lucrători decât la noi. Și nu ne estimează. Nici directorul, nici lucrătorii. Și foarte, foarte, ei vor numai să ne sfădim, dar noi nu vrem să ne sfădim. Trebuie să grăim frumos. Am grăit odată, două ori. Și ei nu înțeleg. Și e ca o perdică. Am o lună de zile de când ne-a scos perdică din casă și la geam și la ușă și de când o rog pe doamna Iulia să-mi dă o perdică, foarte greu. Numai cu vorba rămâne și cu vorba ești. Dar nu ne estimează și nu vor șerem noi, nu vor să dă ei nimic. Dar Nu vine nici o comisie. n-aveți rude să le cereți să vă ajute, să intervină, să Nu sune la avem nimic, nu minister? suntem orfani. Noi suntem orfani. Noi nu avem părinți, nu avem. Noi suntem aici. Că eu s-a avut părinți, eu cerem la rude, la neamuri, dar aici avem tot avem, tăcele avem. Ei au scladuri, au o primit de la gomitar, au primit foarte haine de la gomitar și perdere și navuci și bodogeane și vorbiți foarte multe lucruri primit. Și au prin scladul, dar nu vor să dăi, că ei au chei, au snaceane și îi încui, îi dispui, dar noi nu avem nimic. Noi șerim și întrebăm noi și să fie nu frumos în casă, nu fie. Dar ei supă și nu vor să-mi dăi și trebuiește. Înțelegeți? Și de atât directorul pe noi nu ne estimează și nu vrea să ne chemi în cabinet și nu stă cu bolnavul de vorbă să vadă și are pe suflet ce trebuie, și trebuie să vorbească cu sora gospodină. Ei toți împreună sunt lucrători unul cu altul, dar noi sedem să plângem. Și numai bolnavul cu bolnavul se ajută aici. Estimează, dar lucrătorii pe noi nu ne estimează.
și nu vor să înțeleagă, nu vor să ne asculte, că directorul a spus așa, nu vă pași, scrie cerere și vă ce după poartă. Dar unde suntem? Deși el așa spart cu noi. Fiecare bolnav care se duce la dânsul în cabinet, el așa cuvinte spune la toți, că cu noi plași și duceți-vă după poartă și scrie cerere, că eu pe voi nu vă țin aici. Că așa e de la minister. Și ne spari pe noi ca să ne ducă de aici, ca să ne ducă la alt internat, că n-a să vă ajute nici dreptul omului, nici linia fierbinte, nimic. Dar v-ați adresat și la avocatul poporului, la linia fierbinte de la minister? Eu am sunat la linia fierbinte și linia fierbinte tot ține cu ei, cu lucrătorii, nu cu noi, că noi tot am fost în formație lor. Și chiar că aici fac eminină, fac trești și nu vor să ne ajute pe noi, nu vor să ne stimeze și nu vor. Pentru dânsul tot ce le iau aici pentru lucrători. Și pentru dânsul, dacă strică o locată, îndată se face. Strică un geam, îndată. Și trebuie pierdut îndată pentru lucrători. Spune tot. Dar pentru noi, tare greu. Ne stimează și tare greu. Și nu ține la noi și nu ne stimează. Și vă rog să ne ajutați să vorbiți cu domnul director și cu lucrătorii, că să nu ne bizdoiască și să aibă o limbă comună și să ne stimeze, că noi suntem așa cum dă Dumnezeu, știi? Că noi nu șirem averii, dar șirem că se trebuie, știi, apă caldă să-mi dăie. Dacă trebuie perdic, trebuie să-mi dăie, tu trebuie să ne stimeze. Sunt Eu dăie ca acasă. Am înregistrat plângerea dumneavoastră video și o public și o să afle, o să ajungă și la minister și la director, e ca și cum l-aș fi sunat, că eu sunt în România și nu prea am cu ce să-l sun de aici, doar pe Viber, tot așa, pe internet. Dar cum îl cheamă pe director? Poate îl găsesc pe Facebook, nu știți cum îl cheamă. Dar cum de n-aveți apă? Pavel Piodorci. Pardon, Fiotruci, ok. Dar cum de nu aveți apă? Că știu că în fiecare cameră acolo era baie, robinet și nu aveți apă caldă în robinetul din baie? Auzi, noi avem apă caldă, dar nu vor să-mi dăie. Înțelegeți că îi pare rău să-mi dăie sau o caldare de apă sau nu, o, că avem de toate. Da. Când intri în baie din fiecare cameră și deschizi robinetul cu apă caldă, nu curge apă caldă? Noi numai vineri avem apă caldă, înțelegeți? O dată pe săptămână. Da, și numai vineri avem caldă, dar noi vrem taman, suntem tot nu taman numai vineri, dar avem poate în zilele să avem o leacnică, timp să ne spălăm, că nu avem așa, dar o leacuț tot când scad trupul, tot e mai bine altceva, înțelegeți? Dar ei nu vor să dă, înțelegi? Și nu poate așa să ieți poartă cu noi urâți, cum să nu ne stimeze și să nu ține la noi, că noi nu vrem, noi vrem pentru să ne stimeze și să-mi dăie și-mi trebuiește. O apaștilă, dacă trebuie să-mi dăie, dacă avem un sort, trebuie să-mi dăie tot. Și că directul tot trebuie să ne ascult, tot trebuie să ne stimeze, tot trebuie să-mi dăie vorbă bună și directorul și lucrătorii. Iarna e tot așa, numai vinerea apă caldă sau numai vara? Da, numai vinerea, da, avem apă caldă. Iarna tot așa, anul numai vinerea. Anul da? Da, numai vinerea. Și suntem închis, suntem caratin închis. Până mă mâncăm la ospătărie, la ospătărie mâncăm și pe teritoriu, dar am un cuieț în dormitor. Numai avem graficul de la ora 10 până la 11 și blocul. Eu sunt etajul 3, dar etajul 2. Îmi cer scuze. Și numai avem pe oră și ieșim pe afară să ne plimbăm. Și gata, dar asta trece timpul. Dar înainte ne plimbam, mergeam la Ustodov, teritoriu. Noi nu avem virus, nu avem nimic, dar așa e graficul. O să treacă pandemia asta și o să vă dea voi să ieșiți toți odată, dar acum trebuie pe rând și mâncat în cameră pentru că e chiar periculos de... N-aveți virus, dar poate să apară oricând. Toată Moldova bântuie de virus. Și ia că acum, domnul Oleg, eu de mult am vrut să vorbesc cu dumneavoastră, de mult am vrut să vă sun, că eu vreau să ne stimeze, domnul director, și ministerul tot să ne stimeze și să ne ajute și nu directorul să ne spare pe noi, că dacă nu vă place, scrie cerere să face după poartă sau acolo. Trebuie să are stimă din noi și trebuie să ne stimeze și să are o vorbă cu noi, domnul director, domnul Pavel. De acord. Mulțumesc pentru încredere și mă bucur că m-ați găsit. Sper să ținem legătura și să auzim și de bine de la Bălți, de la internatul. Eu tot mă bucur de dumneavoastră că v-am văzut, mă bucur că ați stat cu mine de vorbă. Să vă dăi Dumnezeu să ne ajutat, să directorul să adi stimă de noi și mai veniți în comisie la noi, nu la țară, veniți în comisie, oameni buni, veniți în comisie, vedeți ce se întâmplă la internat la o noi. O să treacă pandemie și neapărat o să vin pe acolo, o să sesizez și avocatul poporului, știu că are
birou la Bălți și o să trimite poate un jurist să verifice cum așa numai o dată pe săptămână apă caldă, asta mi se pare inuman și inadmisibil. Nu cred că iau buget numai pentru atâta apă și nu vă dea de atâta timp pierdea să o puneți în geam, mai ales că e vara și vine soarele, probabil vă bate soarele în geam. Asta mi se pare revoltător și mă bucur că ați sunat și continuați să vorbiți în felul ăsta, sunați la presă, sunați la ONG-uri de drepturile omului, apărați-vă drepturile. Și eu mulțumim frumos. Vă dai Dumnezeu sănătate și bucurie. La La revedere, revedere! la revedere.